Ani și jumătate de bețe de chibrit l-au ajutat pe un artist bulgar să intre în cartea recordurilor. Bărbatul a reușit să realizeze copia în miniatură a unei mănăstiri faimoase în Bulgaria. Spectaculoasa operă e impresionat și pe mai mari biserici ortodoxe bulgare care au ridicat-o la rang de mănăstire. Aceasta este copia din bețe de chibrit a mănăstirii Rila din Bulgaria, iar Plamen Ignatov, cel care a construit-o, nu și ascunde mândria. Opera lui e admirată zilnic de mulți vizitatori. Пред вас е художественото произведение Рилски манастир, изработено от мен за 17 години и 2 месеца. Orice detaliu a contat pentru Plamen. A făcut tot posibilul ca mănăstirea lui să semene leit cu originalul. A pictat chiar și chipul Mântuitorului Isus în curtea bisericuței. În plus, mai are un motiv de mândrie. Opera lui nu e doar o simplă mănăstire în miniatură. Най-малкият действащ храм или най-малката църква в света, тъй като е осветено от българската православна църква по канон през 2008 година. Biserica din bețe de chibrit este expusă la Muzeul de Arheologie din Sofia și atrage orice privire. Е вложено и с какво посещение е направено. Просто личи си колко... Artistul, în schimb, nu are timp să-și admire creația. Acum lucrează și la alte bisericuțe din bețe de chibrit. Imediat după...